Așa cum am declarat în nenumărate rânduri, spitalele mici sunt spitale de suport și ele trebuie să fie dotate astfel încât orice pacient intră aici să poată fi investigat și dacă este necesar să fie transportat la unitatea de rând superior, trebuie să fie deja investigat. De asemenea, așa cum ați văzut, aparatele de radiologie și când spun găiești, generalizez la spitale mici, sunt aparate vechi, 2001 până în 2004, care nu mai corespund standardelor și normelor, deci suntem într-un proces de înlocuire a acestora. Dat fiind finanțarea destul de mare, am venit să văd exact ce se va întâmpla cu acești bani, cum vor fi gestionați, care sunt aparatele pe care, unde vor fi instalate aparatele, că aparatele le știm deja, și să vedem care sunt încă necesitățile și să vedem cum mai putem sprijini aceste spitale. Restul sunt în spitalele mici, mijlocii pe care le-am vizitat.